Șimleuani sunt invitați să facă fapte bune în prag de Crăciun. Crucea Roșie împreună cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Șimleu Silvaniei organizează în luna noiembrie un târg caritabil de Crăciun. În zilele de 28 și 29 noiembrie, sub filiala Șimleu Silvaniei a Crucii Roșii, împreună cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu, organizează un târg caritabil de Crăciun. Evenimentul își propune să aducă clipe de bucurie în sufletul tuturor copiilor mai puțin norocoși. Cei care doresc să se implice o pot face donând dulciuri la sediul Crucii Roșii din Parcul Cetății în perioada 10-26 noiembrie.